Psiholog cu Raluca Anton la Europa FM. Bună seara, Raluca, bine ai revenit pe drum cu prioritate și la mulți ani. Servus, la mulți ani, mă bucur să fiu din nou alături de voi într-un nou an. Ne bucurăm și noi să te auzim și să te vedem, pentru că suntem într-o legătură pe Skype, ce poate fi urmărită și pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Începem anul, Raluca, întrebându-te cum putem face sau ce putem face să avem mai multă grijă de noi pe parcursul acestui an. Să nu ne mai autosabotăm, să spun așa. Știi că e atât de interesant cum fiecare dintre noi finalizăm un an promițându-ne nouă înșine foarte multe lucruri. De la anul voi merge mai mult la sport, de la anul voi fi mai atent la ceea ce mănânc, voi citi mai mult, voi... și nu mai bine trece noaptea dintre cei doi ani, mai trece încă o săptămână cu multă speranță și ajungem apoi, iată-ne, în a doua săptămână în care intrăm așa ca pe un pilot automat și ritmul devine din ce în ce mai alert. Și am văzut asta doar uitându-mă azi pe stradă sau uitându-mă în jurul meu și a fost destul, să nu mai spun că a fost suficient să mă uit și la mine, că e vorba de cum a decurs această zi. Și atunci e important de știut faptul că socoteala de acasă nu este aceeași cu cea din târg și de multe ori ajungem să ne facem niște calcule care nu se mai întâmplă atunci când ajungem în situație. Dar este important să ne reamintim constant care ne sunt până la urmă obiectivele pe care noi le avem. Pentru că ajungem de cele mai multe ori să ne încălcăm planurile și dorințele, fără să ne dăm seama că facem asta, sperând mereu că anul viitor va fi unul mai bun, că luna viitoare, că săptămâna viitoare va fi una în care vom reuși să ne ținem de toate acele lucruri. Și parcă tot amânăm rezultatul. Și cum facem până la urmă? Care este secretul? Știi care e una dintre principalele erori pe care le facem? Ne facem un plan generic, global, care nu este tradus în niște comportamente specifice. Și poate ar merita să ne uităm fiecare dintre noi ce ne-am promis pentru anul acesta. Uite, în ceea ce mă privește pe mine, o promisiune pe care mi-am făcut-o mie însă este să nu mă mai trădez. Și când spun asta, mă refer la a nu mai trăda și lucrurile care țin de bunăstare, de a avea grijă de mine. Uh-huh. Cu toate că în fiecare an încep așa, ajungem la un moment dat cu planurile date peste cap. Și atunci ce am făcut a fost că mi-am tradus această dorință în niște comportamente specifice. De exemplu, mi-am făcut programările la sport până în luna iunie. În fiecare săptămână, urmând ca lucrurile celelalte pe care trebuie să le fac, să le pun în jurul acestei dorințe pe care eu o am. E o dorință de a nu mă trăda și de a avea mai multă grijă de mine. Poate unii dintre noi avem niște planuri din punct de vedere profesional, să avansez. E un plan generic. Ce din ceea ce fac eu mă va duce să îndeplinesc acest plan în comportamente specifice, observabile și măsurabile, pe care eu să le pot pune într-o agendă. Pentru că dacă nu voi face asta și nu voi trece în concret ceea ce eu îmi imaginez, mintea constant ne va sabota, stând pe pilot automat, făcând repetitiv aceleași lucruri și la finalul anului sau ne trezim prin septembrie-octombrie cu acel nod în gât și respirație scurtă că mai avem încă 3 luni până la finalul anului și obiectivul nostru nu s-a îndeplinit. Deci cred că e important să ne mutăm din acest plan mai filozofic al dorințelor și al intențiilor într-un plan puțin mai concret al faptelor, a felului în care arată obiectivul pe care eu mi-l doresc. Dar n-ar fi bine să nu ne propunem nimic? Să lăsăm așa cursul vieții, cum se zicea. E o problemă? Nu, este și asta o opțiune, dacă simt că am ajuns într-un punct bun al vieții mele, dacă simt că nu sunt lucruri pe care îmi doresc să le fac în plus, este și asta o opțiune și nu e nevoie să facem nimic în legătură. Uite, o intenție pe care pot să o am este să mențin lucrurile ca și până acum. Exact. Dar asta necesită un comportament. Ce din ceea ce am făcut anul trecut sau în urmă cu 2 ani m-a dus la a ajunge în punctul acesta de a fi mulțumit, astfel încât să mă asigur că mențin lucrurile respective? Mă îndoiesc că suntem cu toții pe un pilot automat ideal și doar ne dorim să ținem acele lucruri. Evident că nu este așa, doar întrebam, să nu ne propunem foarte multe lucruri, să nu facem nimic, pur și simplu, de la începutul anului să zicem, să nu-mi propun nimic, știi, să lăsăm viața să meargă așa mai departe. Bine, cu un minim de grijă.
Îți mulțumesc foarte mult, Raluca, pentru toate sfaturile. Din prima rubrica noastră o să tot urmez de întâlniri în fiecare zi de luni. Raluca Anton, psihoterapeut, aici pe Drum cu Prioritate la Psiholog. O seară bună, îți dorim, numai bine! O seară bună, ne vedem luni! Cei mai mari artiști te distrează chiar aici. Hey, this is Justin Bieber. Hi, I'm Adele. This is Ross Stewart. Hey, this is Lady Gaga. La Europa FM.